De ce la biserică sunt mai multe femei decât bărbați? Cauzele sunt multiple. În primul rând, bărbații sunt mai mândri, iar credința ortodoxă este întemeiată pe smerenie și pocăință. Însăși, pocăința se numește pe grecește metanoia, adică schimbare, și după cum se știe, bărbaților le este foarte greu să se schimbe. Preoții știu cât de des se deosebește spovedania bărbătească de cea femeiască. Bărbații sunt foarte reticenți în a-și recunoaște greșelile. Femeile, dimpotrivă, adeseori se căiesc cu lacrimi în ochi. Omului mândru este foarte greu să lucreze în biserică. În biserică totul se ține pe ascultare și pe smerenie. Enoriașii ascultă de preot, preotul de paroh, parohul de protopop, protopopul de episcop, episcopul de patriarh. Totul este foarte ierarhizat. Parohii știu cât este de complicat să lucrezi cu bărbații. Ei au în orice privință părerea proprie. A doua cauză constă în structura sufletească a femeii. Cel mai frecvent, aceasta este călăuzită de sentimente, iar credința este un sentiment. Ea nu poate fi explicată rațional, nu poate fi explicată în mod rațional de ce Dumnezeu este treime sau cum s-a născut Hristos din fecioară. În lucrurile acestea putem doar crede. Argumentele logice merg doar până la un punct. Dincolo de ele începe credința. Bărbații se străduiesc să explice totul logic, ca pe o teoremă, să pună fiecare lucru pe raftul lui. Credința înseamnă încredere. Încredere în Dumnezeu, încredere că Dumnezeu nu ne va înșela și nu ne va părăsi vreodată. Așa cum ne încredem în părinți în copilărie. Tatăl îl aruncă în sus pe copil, pe urmă îl prinde. Și copilul știe că tata o să-l prindă neapărat. Are încredere în el. Așa trebuie să ne încredem și noi în Dumnezeu, ca în Tatăl nostru ceresc.